La noi, ca la nimeni, o întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc în municipiul Drobeta Turnu-Severin. Un cetățean a fost mușcat de ureche de către un necunoscut. Întâmplarea a avut loc în fața unui restaurant. La data de 17 octombrie, ora 2:30, poliția municipiului Drobeta Turnu-Severin a fost sesizată prin 112 de către un bărbat de 36 de ani din municipiu despre faptul că în timp ce se afla pe strada Lion 5A a fost mușcată de ureche de către o persoană necunoscută. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că pe fondul consumului de alcool, persoana vătămată, în timp ce se afla pe strada Alion 5A, ar fi început să adreseze injurii unui bărbat care ar fi venit să ridice o comandă de la restaurant, fiind mușcat de urechea dreaptă de acesta din urmă. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.